Deși poate părea că aceste lucruri se bat cap în cap, odată cu averea tind să crească egoismul și zgârcenia. Banii însă sunt făcuți ca să circule și ca să le facă viața mai frumoasă celor care dispun de ei. Nu există o putere mai mare în lumea modernă decât banii. Banii declanșează războaie și asigură bunăstarea unor țări și regiuni întregi. Majoritatea covârșitoare a infracțiunilor sunt comise din cauza banilor sau cu utilizarea acestora. Dar în același timp, datorită banilor, oamenii creează cele mai mari invenții, realizează fapte, descoperă noi ținuturi și cuceresc noi lumi. Diverse chestii. În primul rând, mi-aș dori o vacanță, că sunt om. Muncesc de o viață, da? Muncesc de 34 de ani pe un salariu de nimic. Da. În primul rând, asta mi-aș dori. În al doilea rând, un trai decent. În lumea în care trăim, totul se învârte în jurul banilor, de la cumpăratul alimentelor de bază până la construirea unei case sau plecarea într-o vacanță. Dar oare dacă banii nu ar fi o problemă, ce ar alege oamenii să facă cu timpul lor? Dacă banii n-ar fi o problemă? În primul rând, aș avea grijă de sănătatea mea și a familiei mele și după aceea celelalte lucruri. Cum ar fi? Ați pleca într-o vacanță? Cu siguranță aș pleca, dar momentan aș avea rețineri. Încă nu sunt convins de acest virus, despre ce e vorba cu el. Pentru că știrile sunt atât de ambigue încât nu poți să te bazezi pe ele, pe ce spun. Nici specialiștii nu am încredere la ora actuală în ei. Unul spune una, unul spune alta. Nu... Deocamdată să sperăm că vor evolua lucrurile și se va ști cu exactitate despre ce e vorba cu acest virus. Momentan mă protejez eu și familia mea. Și în ceea ce privește lucrurile materiale? Alea-s pe locul 2, să știți. Se pare că oamenii ar pune pe primul loc plecarea într-o vacanță pe care în mod normal nu și-ar putea permite să o aibă atât din cauza timpului, dar și a banilor. Pe de altă parte, unii oameni afirmă că sănătatea ar fi primordială, iar abia apoi distracția, bunurile materiale fiind pe plan secund. Că banii n-ar fi o problemă, da, care ar fi primul lucru. Foarte mulți bani. Ce ai face primul și primul lucru? Pur și simplu aștea toată ziua în zona asta. E extrem de mișto, de vreo 6 luni destul de calde și m-aș uita la Dunăre, m-aș uita la copaci, m-aș duce prin pădure. Asta e, na. Și iarna probabil m-aș duce prin alt loc care ar fi asemănător cu asta. Și în ceea ce privește lucrurile materiale? Adică? Mașini, case, eu știu. Ce ai vrea să faci prima dată? Ce aș vrea să iau prima oară? Păi în principiu casa am, pentru că am avut noroc că n-au ai mei pe aici și mașina nu prea mă încântă, oricum nu-mi place condusul. Nu știu, poate o barcă. Este clar că viața fără stabilitate financiară nu va oferi unei persoane posibilitatea de a se realiza și de a atinge înălțimi mari. Cu toate acestea, nu trebuie să vă lăsați niciodată prea agățați de bunăstarea materială și financiară, deoarece acest lucru poate duce la consecințe și mai grave și poate duce la o depresie și mai mare.